Oh, nici nu v-am văzut acolo, stați de mult acolo, nici nu v-am văzut, ia uite, filmarea asta s-a pornit singură sau ceva, eu n-am pornit-o și mine ăsta în spate la fel. Puh, chiar nu știu cine l-a pus, nu, eu n-am, nici nu voiam să fac vlog, voiam să fac altceva, dar văd că s-a pornit ăsta, o fi un semn oare? Bă, nu știu, bă, dacă a fost semn, eu zic să fac vlog, pe urmă, că s-a fost un semn, nu-i așa? Intro 2012 type. LOL. Ești nebun, ca dacă n-ați prins, nu știu, eu mă uit de foarte mult timp pe YouTube și așa se făceau intro-urile în 2012. Mereu mi-am dorit și eu să fac un intro de genul ăsta. Când eram foarte mic, cred că aveam vreo 10 ani, nu știu, 2012, eram mai mic cu... acum am 16, eram mai mic cu... 9 ani, eram mai mic cu 9... Ba nu. Ba da, cu 9 ani eram mai mic, acum am 16 minus 9, 7 ani. Da, 7 face, eram clasa 1 când vedeam și eu intro-uri de-astea pe YouTube și voiam și eu să fac YouTube pe vremea aia, doar că n-aveam niciun habar de edit și de chestii de genul, voiam pur și simplu să fac YouTube, am avut și niște încercări să fac YouTube și așa se făcea intro-ul. Altceva, domne, altceva, dar mă rog, asta vom povesti altă dată despre tentativele mele de a apuca de YouTube. Astăzi facem ceva mult mai interesant. Astăzi vom intra puțin în exchange-ul nostru preferat, desigur că Binance. Myer Exchange, bă, sunt pus pe glume azi, mă, sunt pus pe glume. Vom intra în Myer Exchange, vom analiza puțin funcțiunile acestuia, adică mai exact cea de liquidity și de farms, pentru că mulți mi-au cerut asta și ce drept nu e o idee proastă de clip, așa că hai să-i dăm drumul, să nu mai lungim. Ce este liquidity și ce este farms, care e treaba cu ele și cum le putem folosi și cum putem face bani sau e-gold sau max sau USDC cu ajutorul lor. Asta facem astăzi, bun. Vă place subiectul? Dacă încă ați rămas pe clip, e bine, înseamnă că sună bine. Hai să-i dăm drumul și să nu mai lungim cu vorba. Bun, pentru prima oară vedem că a crescut max-ul destul de mult. Asta a fost prima observație care am făcut-o când am intrat pe exchange. Și da, chiar nu știu care e treaba cu max-urile astea. Noi momentan știți că avem locked max. Max-urile ne vor fi deblocate pe 20 decembrie. Până atunci sunt blocate și nu avem acces la ele. Ceea ce înseamnă că nu putem nici să le folosim în liquidity decât pe cele locked, pentru că avem varianta să le folosim doar pe cele locked. Hai să vorbim mai degrabă aici. Dacă dăm frumos pe liquidity, nu știu, faza e următoarea cu liquidity și cu farm, sunt foarte subiective treburile, știți ce zic, eu pot să vă povestesc doar cum stă treaba cu ele și cum se folosesc, dar fiecare își face strategia lui de câștigat bani și așa mai departe, știi, nu pot să vă zic eu faceți așa, fiecare face cum vrea, pentru că poate tu ai o idee mai bună ca mine, știi ce zic, dar eu pot să vă explic cum, ce înseamnă aceste funcțiuni, cum poți să faci bani cu ele, cum se folosește și așa mai departe, care e treaba cu ele mai pe scurt, cu ce se mănâncă. Ce înseamnă practic acest liquidity, să o luăm cu începutul. Ei bine, în acest liquidity tu joci un rol de provider, adică tu trebuie să ajuți să se realizeze tranzacțiile dintre aceste două criptomonede, e-gold max sau e-gold USDC. Adică când cineva se duce aici la swap, mă înțelegeți, și zice, bă, eu vreau să-mi schimb USDC în e-gold. Bun, tu ajuți la această tranzacție punând din e-gold-ul tău aici și din USDC-ul tău sau din e-gold-ul tău și max-ul tău, depinde ce... la ce tranzacție vrei să ajungi, poți să ajungi la amândouă, depinde cât de mult e-gold ai și cât de mult vrei să cheltui pe așa ceva. Bun, bine, impropriu spus cheltui, mai degrabă investești pentru că ți-i recuperezi. Și bineînțeles că aceste tranzacții se ia un comision, iar comisionul îți e dat ție, mereu îți e dat o mică parte din comision, atâta timp cât criptomonedele tale care le-ai băgat aici ajută la realizarea tranzacțiilor altor persoane care vor să schimbe aceste criptomonede. Cu asta se mănâncă. Și uite, de exemplu, dacă eu vreau să bag la e-gold max, dau add, dau frumos aici că particip cu 0,1 e-gold, care este și minimul, 0,1 este minimul. Aici selectezi tu
mersul cu cât vrei să participi, după care dai Add Liquidity și dacă te duci la My Liquidity, îți va apărea aici investiția, practic, să spun așa. Bineînțeles că sunt niște măsuri de precauție, să spun așa, adică înainte să, după ce dai să investezi, să faci tranzacția, îți va cere parole, îți va cere cod QR și așa mai departe, pentru că na, e normal cumva. Și cam asta este treaba cu Liquidity. E mult mai simplu decât se pare. Se pare că momentan putem să activăm doar la două, să participăm doar la două tranzacții, cea între Egol și MEX și cea între Egol și USDC. Pe viitor probabil că vor fi adăugate mai multe. Și da, sper că m-am făcut înțeles cu acest Liquidity. Vedem aici o avertizare: if you stake your LP tokens in a firm and stake them to see them here. Și aici ne ducem la următoarea parte a videoclipului, și anume farms. Cum stă treaba cu farms? E și aici practic foarte, foarte simplu. Pe lângă că poți tu să spui la stake MEX-ul, poți să spui MEX-ul la stake și, cum vă spuneam, ai două variante: MEX, pe care încă nu-l avem, și locked MEX, pe care îl avem. De asemenea, dacă îți blochezi reward-urile, vei primi APR-ul dublu, ceea ce este foarte, foarte tare. Puteți să bifați aici dacă vreți să se întâmple asta. Iar acum la Egold MEX și la Egold USDC, practic ce faci tu aici? Ne întoarcem înapoi la Liquidity și tu banii, din propriu spus banii, MEX-urile, Egold-urile sau ce faci tu din participarea ta la Liquidity, poți să îl pui la stake, aici la farms. Iar în momentul ăsta, câștigurile tale se duc la farms și câștigurile tale vor genera alte câștiguri. Cam așa ceva se întâmplă, nu știu, nu cred că am cum să explic mai bine, sper că ați înțeles. Dar cam asta se întâmplă. Și de asemenea, dacă vă băgați la stake Egold MEX, Egold USDC, adică practic participarea voastră la realizarea acestor tranzacții, nu va mai apărea aici, ci vă apare aici la farms. Dacă dați în jos, va apărea. Eu momentan nu am. Dar uite, stake now to earn MEX. Și aici earn tot MEX. Deci aparent doar cu MEX-ul se lucrează momentan. Și aici bineînțeles tot MEX. Și cam asta este treaba. Acum din nou, foarte important, fiecare își creează o tactică de farming, să spun așa, cum să farmeze. Fiecare după, eu aici nu am cu ce să vă ajut, adică pot să fac un videoclip viitor în care să vă dau o idee, dar nu înseamnă că e cea mai bună idee și că voi nu aveți, poate voi aveți o idee mai bună și faceți mai mulți bani ca mine. Fiecare este creativ, fiecare vine cu strategia lui și fiecare pune la staking și la farming cât vrea, cum vrea, unde vrea. Cam asta este șmecheria, trebuie să o gândești foarte bine ca să faci cât mai mulți bani, ăsta este scopul. Cei de la Egol sunt foarte generoși, au niște, de fapt de la Mare 5, dar tot pe acolo vine. Au niște premii foarte mari, un tip de farming foarte profitabil și taxe foarte mici și sunt șanse foarte mari să faci bani. Am citit pe internet că cineva cu strategia lui de farming făcea peste $1000 pe zi. Deci, aia zic, că chiar faci bani cu farming-ul dacă știi cum să-l folosești și dacă te duce capul mai pe scurt, nu? Da. Cam atât cu acest videoclip, nu am ce să vă mai spun, cam asta este treaba cu Liquidity și farming. Dacă nu ați înțeles ceva sau aveți ceva nelămuriri, lăsați în comentarii și vă lămuresc, cel puțin sper că o să mă pricep și eu, că nici eu nu sunt Nostradamus, dar totuși am puțină experiență. Și da, cam atât. Like dacă mai vreți clipuri de genul ăsta, share în grupurile Elrond și pe Telegram pentru a ajuta mai multă lume, subscribe dacă încă nu ai făcut-o și să activați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez și până data viitoare, vă urez o zi minunată. Like, share, subscribe, rămâneți cu bine, pa, pa!